pune o coroană de flori ministerul ăsta. Felie Verdes prim-ministru, dar și pe ministrul minelor Constantin Băbălău. Prima dată pe ministrul minelor Constantin Băbălău și după aceea pe Felie Verdes. Și pe doi l-am sechestrat pe Ceaușescu. De ori. Astea sunt lucruri care există și care, repet, oamenii trezi nu pot fi trucate. Dar, revenind, de ce nu am luat, că îmi pare rău că și la revoluționari, și mă tot sună și tot vor să mă pună în locul, să după ce a murit Dan Iosef, tot au să mă pună pe mine. Dar și lor, știți cum le spun? Omul Iliescu, știți cum le spune? Ciolănari. Păi am luptat împotriva comuniștilor și am medalie de aur și două diplome revoluționari. Vă spune profesor de matematică, mie mi-ar place să fie comunist, ca toți oamenii să fie egali. Că unul dintre lucrurile care e în programul meu politic, de exemplu, dacă ajung președinte pentru pensionari, pentru că au uitat unii tâmpiți care au venit și, în sfârșit, îmi cer scuze totuși pentru expresie, au uitat că țăranii au lucrat săraci în ceapeuri. Păi și nu erau trecuți, n-au cărți de muncă, n-au nimic. Pe cum echilibrezi? Cum echilibrezi viața unui om care a muncit totuși prea comuniștilor în ceapeuri și cum echilibrezi sistemul real? Simplu, pensiunii.